Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi fac update la găini, pentru că n-am mai făcut de mult și m-ați întrebat ce mai fac, cum mai sunt, ce mai am, ce dacă mi-am mai luat. Unii mă întreabă, ți-ai mai luat ceva găini? Sau unii nici măcar nu știu ce găini am, pentru că probabil nu mă urmăresc de foarte mult timp. Dar vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal și că vă place ceea ce postez. Și în continuare, dacă sunt persoane noi care se uită la acest videoclip și nu sunt abonate, dacă doriți, puteți să vă abonați. Butonul de apăsat acolo, subscribe sau abonare, este gratuit. Dacă vreți să vedeți filmulețe cu animăluțe, cu găinușe, hai mă, dă-te mai încolo, e atât de blândă încât nici nu o interesează, că vreau eu să intru. Da? Așa. Le-am schimbat astăzi talajul, le-am făcut curățenie, măturat, aranjat, dezinfectate, spălate adăpătorile, le-am pus apă cu vitamine, cu multivitamine, le pun cam o dată pe săptămână, hai să zic de două ori maxim, dar în principal le pun cam de două ori albastru de metil și o dată vitamine și atât. În rest nu le pun absolut nimic la toate găinușele. Hai mă. Aici avem în prima boxă familia de mătase japoneză albe. Trei găini și un cocoș. Niște găini superbe. Moțul e cam umed la asta. S-a băgat în apă și se udă când se bagă. Cocoșelul. Familie formată din cocoș 2020. O puică, o găină de fapt, cred că asta, dacă nu greșesc. Asta sau cealaltă, nu mai știu exact. 2019 și două de 2021, două găini tinere. Asta e una dintre ele de anul acesta și cred că aia de acolo, da, și asta e bătrâna, acum mă uit și după ghiare, după gheruțe că se cunoaște, da, deci una de 2019, cocoș 2020 și găinile astea două de 2021. Da. Talaj, rumeguș pe jos pus. Asta e. Le-am pus un strat destul de consistent. Încă mai trebuia să-l sfarăm, că e prins așa în bucăți mai mari, dar ele scurmă oricum și îl amestecă, îl tasează. Dați așa să închid ușa din urma mea, portița. Deci astea sunt găinușele mătase japoneză. Ia uitați ce moți, ce încălțătură, ce barbă, exemplare super, super frumoase. Ia uitați ce frumusețe. Îmi plac enorm de mult. Extrem, extrem de mult îmi plac. Ia uite cocoșul. Da. Cam asta ar fi. Ia. Să încerc să-l filmez mai bine, dacă se poate. Se vede, nu? Ce fel are în cap acolo? Niște pene, ca niște mici țepi, așa. Bun. În a doua boxă, compartiment, cum vreți să-i spuneți, aici aveam familia de Hamburg, pe care am mutat-o puțin mai în față. Și am adus în schimb familia de mii de flori, pe care o aveam în față cu găinile mari, cu toate amestecate acolo. Am adus-o aici pe boxă pentru că aici e mult mai adăpost, aici pot pune rumeguș, pe când în față nu pot pune rumeguș, sau pot pune în interior, dar în afară ele își murdăresc penajul. Fiind niște păsări cu încălțătură, la fel ca și mătasea japoneză, sunt mai predispuse la a se îmbolnăvi ușor iarna dacă au încălțătura, penajul ud. Și e de preferat să fie la adăpost băgate, sau cel puțin să nu plouă în interior. La mine acolo nu plouă, dar mai bate zăpada și se mai face, după cum ați văzut, puțină mocirlă și nu vreau să risc absolut nimic. Deoarece dacă ele au încălțătura murdară, udă, se îmbolnăvesc ușor, rămân picioarele lor reci
și e cel mai bine să fiu preventiv cu ele. Avem un cocoșel 2020, deci familie de mii de flori albobat, dar o pui că e mai mult spre silver, așa, nu prea are un defect de culoare, să zic. Așa a ieșit ea, deci este tot din mii de flori albobat, dar a ieșit mai silver. Aici e cocoșul, care are penajul cam rupt, pentru că a fost în partea aia și nu prea îmi place, de asta i-am și mutat. O puică ceva mai matură, are vreo 4 ani, nu mai știu exact, cred că chiar asta, mai bătrânică. Și astea două sunt mai tinere, de 2020 parcă și astea, dacă nu greșesc, adică au 2 ani. Călțătură foarte frumoasă, sunt extrem, extrem de blânde jucăriile astea, super, super simpatice. Mie îmi plac foarte mult. Da? Ce faci, măi? Mângâi bărbița ta? Mângâi bărbița la fetiță. Foarte blânde. Cocoșelul e mai sperios puțin. Mie îmi plac enorm de mult aceste păsări. Sunt pe foarte multe varietăți. După cum știți, mii de flori, albobat, porțelan, Isabel, toate culorile. Negru, alb, etc. Da, astea sunt o familie de 3 plus 1 la găinușele astea. În continuare am aici familia de Hamburg, două găini și un cocoș, 2 plus 1, găină 2021 și găină și cocoș 2020. Asta n-are dornul foarte bine format încă, nu i-a crescut așa bine țumburucul acolo la creastă, aia la altă lare puțin mai mare. Nu știu dacă îi va rămâne așa la asta tânără sau va crește, dar vom vedea. Coada cocoșului se începe să se facă foarte frumoasă și abia aștept să fie dezvoltată complet, că na, a năpârlit. Asta pare mult mai frumoasă, că e mai tânără. Aia la fel a fost năpârlită și călcată mai mult. Dar începe de acum să-și revină și ea la penaj, că au terminat năpârlirea. După cum am spus, le-am pus rumegul și peste tot, din nou, pentru că așa le pun regulat. Ele scurmă, na, după cum au chef. Iar în ultimul compartiment, unde este și cu partea în care pot să le eliberez acolo, unde e pământ, unde e curtea, să zic, aici am mai multe. Acum am închis portița, că deja e noapte. Ziua le las în permanență, de dimineață până seară, poarta deschisă și astea circulă acolo. Avem perechea de Vorwerk, numai puțin, perechea de Vorwerk, se vede mai întunecat aici, 2021, 3 găini de Labrez, pe care le știți foarte bine și care ouă toate, 2021 toate, și cocoșul e încă pe carantină, dar sincer să vă zic, nu prea îmi place cum se prezintă, nu știu ce a pățit, mă oftic foarte tare. În fine, i-am dat tratament, dacă nu revine în următoarele 2-3 zile îi mai dau, că după aia slăbește prea tare, adică slăbește, efectiv decât să-l găsesc mort, să-l las să se mai chinuie, îl sacrific. N-am ce să fac cu el, nu să-l consum, doar să-l sacrific pur și simplu. Da, ele sunt foarte frumoase, grăsune, sunt extrem de frumoase ca și păsări. Și mai am aici ultimul cocoșelul de Brahma, care ăsta, după cum îl știți foarte bine, ăsta este cocoșelul. Pe el cred că îl voi da, am vorbit cu cineva și o să îl fac cadou. Nu prea vreau să-l mai țin, sincer, pentru că este singurul. Nici nu mă încântă foarte tare de el. Dar, na, am zis că-l dau, decât să-l mai țin să stea aici cu celelalte, pentru că deja au început să-l bată. Cocoșul ăsta a început să-l cam înghesuie și dacă nu, o să fiu nevoit să-l bag pe boxă singur. Ceea ce probabil voi face chiar astăzi sau mâine, dacă văd că continuă să-l bată, îl înghesuie și stă mai amărât. Vedeți că, na, e mai dominant. Deja și nu am ce să-i fac. Dacă vă întrebați unde este familia de
italiană, potârnichiu de acolo, am mutat-o în față, adică în locul lor am adus miile de flori și am mutat familia de italiană, potârnichiu în față, pentru că n-am vrut să le mai țin aici, deoarece acelea consider că sunt mai rezistente, fiind și talie mare, fiind și fără încălțătură, n-au penaș pe picioare. Am vrut să aduc aici o familie la care consider eu că e mai bine să stea la adăpost decât să mă risc să se ude penajul. Astea, bineînțeles că nici ele n-au încălțătură, dar le las aici pentru că îmi plac mai mult. Alea la fel nu au încălțătură. Momentan, un cocoș cu alea patru găini, nu se întâmplă absolut nimic. În cazul în care ăla, adică nu o să mai am cocoșul de la Brest, voi cumpăra probabil alt cocoș sau voi lăsa găinile astea cu celelalte și fac o metisare, pentru că nu mă interesează neapărat să scot din toate rasele, chiar de sunt rasă pură, nu mă interesează să scot chiar atât de multe, deoarece o să vreau să le mai răresc, să fiu sincer. Să las strict ce-mi place, să las maxim 5-6 rase, că deja sunt oricum foarte multe. Așa, hai să merg să vă mai arăt ce am mai făcut și în partea cealaltă, pentru că, după cum spuneam, acolo am majoritatea găinilor, printre care am băgat și familia de italiană potârnichiu. Acolo mai am cocoșul de australorp cu găini normale, pitice, majoritatea pitice, găini de ouă roșii, pitice moțate, încălțate, bărboase, cocoșul roșu, acela metisul de mătase japoneză și pe el l-am tot acolo, plus italienele, cam astea ar fi acolo. Și urmează să le mai triez, pentru că sunt cam multe și nu vreau nici să le mai țin pe toate. Oricum, bineînțeles, mai sunt găini care trebuie să tăiate, găini mai bătrâne sacrificate. Și pe lângă astea trebuie să mergem și în partea cealaltă să vă arăt țarcul, hotelul Transilvania. La hotelul Transilvania aici l-am închis și pe el bine. I-am pus folie roată împrejur. Avea folie doar pe partea asta, dar i-am pus peste tot. Pot să ridic pe deasupra să vi-l arăt. Ui, stai că avea apă deasupra. Da, bravo mie. Am dat apă exact acolo, în centru. Le-am pus apă pentru... Am pus folie special pentru a nu mai fi curent și pentru a putea să stea ele în adăpost, deoarece și aici foarte multe sunt cu încălțătură și se udau pe penaj. Și ca să nu se ude, e cel mai ok. Deci, hai să vedem aici. În interior avem găinușele care și astea se ouă foarte bine. Am uitat să vă zic că și mătasea japoneză a început să mi se ouă. Bătrâna se ouă oricum, dar au început și cele tineri să se ouă. Labresul se ouă, Hamburgul se ouă, acolo miile de flori, cam toate mi se ouă. Și astea de aici, perechea de ceabu, găinușa se ouă, plus mai multe pitice pe care le am și din acest an și ceva mai bătrâne. Ce are Maia de face așa? Bă, aia are ceva în gât, cred. Deci, cred că găina are ceva în gât. Trebuie să mă duc să o verific acum. Cred că a înghițit ceva, cel mai probabil, că altă variantă nu mi-e explic de face așa. Găinușa. Da. Au ieșit toate afară. Da, aia cred că sigur s-a blocat ceva în gât. Că nu pare să aibă altceva, adică e ok. E destul de ok. Stai că mai avem un vizitator. Sakira, ce fă, fată? Ce faci, Aki? Ce faci, băi, botic? Băi, nebuno. Ce faci, nebuno? Ai venit aici? Da? Ai venit și tu la mine să verifici ce fac găinile? Bă, de ce ai face continuu așa? Ok, închei filmarea. Nu știu ce se întâmplă, mă duc să verific găina. Sper să n-aibă nimic. Bă, da, face urât. Face urât, trebuie să verific ce are. Uite așa, când ai animale multe, deodată se întâmplă câte ceva la una și trebuie să le iei pe toate la rând, să le verifici. Dar oricum, ele, na, vedeți că sunt vivoaie, în rest n-au treabă. Nu mai fac așa. Nu cred că, sigur, i s-a blocat ceva în gât și nu poate să înghită. Se chinuie să înghită.
Da, gata, nu mai stau. Pa, pa. Abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat și mă duc să vă cere găina aia.